Și uite că s-a ajuns și la replici destul de dure și de acide între Cristi și doamna Cristina, mama acestuia, în legătură cu discursul lui și cu cele declarate legate de femei, de înșelat, de jocul acela pe care l-a făcut în ceea ce o privește pe Isabel și toate discuțiile ce au avut loc în casă de când acesta a intrat. Doamna Cristina a fost foarte vehementă în privința acestui subiect, punându-l un pic la locul lui pe Cristi. A fost parcă așa un discurs neașteptat de către cei din platou, au fost chiar surprinși, dar nu doar ei, ci și Cristi, care a stat și a ascultat, iar mai apoi a venit și el cu dreptul la replică, până la urmă cumva dându-le dreptate atât doamnei Cristina cât și doamnei Simona, pentru că s-a gândit cel puțin, dacă nu crede cele ce le spune, măcar s-a și-a dat seama că nu e ok ce a declarat și chiar și-a cerut scuze părinților Izabelei pentru ce a spus în legătură cu ea sau, mă rog, cu femeile în general. Cristi și Izabela au avut o discuție și referitoare la scrisoarea și fotografiile pe care le-a primit acesta chiar a doua zi după ce a intrat în competiție. Știți că v-am spus și atunci că a fost cumva îndrumat să se îndrepte spre Diana, însă el a declarat atât atunci în mesajul transmis pe Antena Play, cât și ulterior în casă când a stat de vorbă cu băieții și chiar și lui Alexandru i-a spus că nu are nicio treabă cu Diana.